Salută, meu nume este Drago și bine v-am regăsit la un episod. De data asta vom acționa la battle-ul la Shelly și Vlad Munteanu. Și hai să dăm bătaie cu rebattle-ul. Să vedem cine va câștiga. Sper că se aude dacă nu dau mai tare. Ok, se aude perfect. Zic că gen mai călcat și să fac regrete cu vorbim. Salut, eu sunt Vlad Munteanu, ăla cu talent cu carul. Pică social blade, așa progresare canalul. Aici, ca să-i dau. Da, gen... Asta Vlad are 600.000 și acel Shelly, dar are, cred că, 750.000. S-ar putea să-l ia Vlad sau nu cred? Sincer, nu cred că o să-l ia, dar haideți să vedem rebetele în continuare. Aici, frate, eu un vlogger cu vechime, 4 ani jumate pe YouTube, dar nu prea îi mai ține. Acum rămâi irelevant și vrei să dai battle în rime, să profiți puțin de views cum profitam de tine. Mamă, ce a zis-o cu chestia asta, cu profita, profit de views și profita magazine, asta e, i-a dat maxim cu replica asta. Hai să vedem ce ai de zis, Shelly. Ai nevoie de o perie, că de-abia am început și știi deja cât de rău e. Când ne apucăm de treabă, competiția se sperie. Știe că distruge în gemeni care a 11 septembrie. Ești mai încolțit ca când te-ai expediat într-o cutie. Era fake, că-i ca hainele de pe tine. Postez prea rar, te miști prea greu ca un moș în cișmigiu. YouTube-ul nu stă după tine dacă te trezești prea târziu. Postez când vreau, când simt oricum, la fel de bine o duc. Eu zic să ne oprim că ți-a venit comanda la fast food. Stai. Eu cu ai mei suntem prea buni, tu prea banal. Și nu știu de unde ai bei cu ăla. Sigur nu-i original. N-ai fake. Și este, a zis-o, Shelly. Și acum să vedem cine zice. Cred că Vlad Munteanu. Hai să vedem în continuare ce are de spus. Porți ca o fată, eu ți-am dat distre că a prins mai bine ca niciodată. Toată ziua stai frustrat în casă, te-ai închis, că ești dependent de atenție și ai rămas singur și trist. 700 ca subscriber, frate, Shelly, rupe tot, bine. Dar îmi place faza asta cu 700 ca subscriber, frate, Shelly, rupe tot. Șmecher, hai să vedem în continuare. Hehe, ce tare a fost asta. Și asta a fost un maxim pentru Vlad. Și o să vedem cine câștigă. O să-mi explic părerea mea cine va câștiga. Și haideți să vedem în continuare. Care a fost chestia cu pumne? Se prinde că nu ești Cristi imediat, fracă scârbită. Ok, du-ți autobuzul. Să vrem în continuare. Da, mereu zic asta ca să vedem ce mai au răspuns. View-uri vrei să mai smuci de la fanii tăi? Boss, în realitate nu știi cum să faci să obții atenția dorină. Numai în poveștile pe Wattpad ai iubit. Ai reclame. Tu nu poți să faci un video fără sponsorizare. Mi-a plăcut asta cu reclame. A fost destul de tare. A fost și o rimă. Ok, what the fuck, ce fel să prins mime acolo, dar mă rog. Trei sechere, că nu mai ai carismă, nu mai ai nici pătrățere.
Ia zi-mi ce mai e. Cine a câștigat? Guys, e 5 dimineața și am terminat să editez chestia asta. Vă mulțumesc și le mulțumesc tuturor care au luat parte la acest proiect. Nu uitați să vă abonați la Exploit, care s-a ocupat de producție și de instrumental, și să lăsați în secțiunea de comentarii cine a câștigat acest battle. Noi ne-am dus, mulțumim că ne urmăriți ca întotdeauna. Pa! Ok. Păi, după părerea mea, a câștigat... deci... Aia cu... Sunny mai mare ca Mimi, cu Cum profita Magda de tine, 2-0, aia cu reclame, 2-1. Ce-am mai avut ăsta Sherry de spus? Asta cu pătrățele, 2 egal. Și într-un fel egalitate, dar după părerea mea zice că a câștigat Vlad Munteanu, pentru că îmi place de el, îmi place ce a zis și da. Ok, sper că v-a plăcut acest video de reacție. Dacă mai aveți să reacționăm la, nu știu, episoade, lăsați voi în comentarii ce să mai reacționăm. Cred că acesta va fi o nouă serie, sau o să încep cu Dragoș reacționează la, și eu m-am dus. Pa!